10 zile de navigat împreună cu cele două nave din grupare, fregata portugheză Almeida și fregata olandeză Tromp, iar la acest moment desfășurăm exerciții specifice exercițiului Seashell 15 condus de forțele navale române. Timp de 4 zile, nave și oameni vor exersa procedurile NATO în cazul angajamentului cu inamicul. Din gruparea navală care acționează sub comanda Standing NATO Maritime Group 1 fac parte 8 nave militare și 3 aparate de zbor românești, un submarin, 5 aparate de zbor și 6 nave militare străine deservite de aproximativ 2000 de militari români și străini din 7 state NATO. Echipajele nu au scăpat ocazia de a exersa procedurile antiteroriste în cazul intervenției la bordul navelor aflate în dificultate. Gracias.